pandemie, am reușit și noi să facem totuși un eveniment. Și dacă ne aducem aminte și de Autobis, și ne aducem aminte și de Goia, și ne aducem aminte de mai mulți artiști de artă plastică care în timp de dezastre, de nivel internațional, au reușit să transfigureze cumva prin artă dezastru. Pentru că trebuie să salvăm nu doar prin evenimente de entertainment, nu doar prin vaccinuri, ci trebuie să oferim și cultură. Vă mărturisesc că nu am pregătit niciun speech, pentru că pentru asemenea activități culturale nu am nevoie de niciun speech. Mărturisesc că am googlit-o puțin pe Ioana și am văzut că iubește frumosul și portul popular. Am văzut când pica niște modile tradiționale de un șemineu. Da. Mi-au plăcut foarte mult. Deci avem aici portul popular, care e și în ADN-ul meu. Avem aici, cred că, ca temă maternitatea, nu? Și zestrea. Odată cu trecerea timpului, atunci când cineva o să vadă un tablou pictat de tine, o să găsească frumosul din tine. Și îți mulțumesc foarte mult că ai adus frumos și iubire aici. Zestrea se dă de către părinții Miresei, nu? Da. Așa era. Și cred că se mai practică în unele locuri. Dar cred că ăsta e un moment în care trebuie să ne reamintim, un moment în care trebuie să ne spunem să nu uităm care este cu adevărat zestrea acestui popor. Am văzut că aveți aici tablouri pictate cu nunta, deci ăla de acolo, da? Iubirea, nunta. Cred că este unul dintre cele mai importante momente din viață. Mulțumesc foarte mult! Și succes, Ioana! Când am intrat, m-am uitat la doamna Mișoară. Da. Doamna. Mama. Schmidigan. Nu mă așteptam să fie atât de tânără. M-am uitat întâi la temele abordate și, într-adevăr, am fost surprins de tinerețea doamnei. Și modul în care a reușit să transmită valorile noastre tradiționale. Este un lucru important să vedem tineri care reușesc să transmită aceste valori tradiționale, având în vedere și contextul tehnologic, să spunem, în care noi ne desfășurăm activitatea. Primul lucru care m-a impresionat a fost tema în ansamblu, și anume zestrea. Este un lucru de care trebuie să ținem aproape și, într-adevăr, avem această misiune de a transmite mai departe tot ce înseamnă tradiție, tot ce înseamnă port popular, tot ce înseamnă familia. Această expoziție nu s-ar fi putut organiza fără colaborarea și concursul Muzeului Municipal Curtea de Argeș. De aceea îmi face o deosebită plăcere să dau cuvântul unui bun prieten al Muzeului Municipal Curtea de director și viceprimar. Suspendat momentan al Muzeului Municipal Curtea de Argeș, Ștefan Dumitre. Este o mare bucurie pentru mine ca în capitala Basarabilor, în capitala Lui Radu Nidru Voivod, să vină o expoziție cu o tematică ce ține de însuși ființa noastră națională. Să nu uităm că Nicolae Iorga spunea că România a început la Argeș. Iată, Argeșul și Mușelul împreună reprezintă inima acestui popor, inima acestei nații. Când, înainte să începem, mă așezasem lângă acea grafică cu Heruvimul și am făcut legătura cu ce spuneai tu, Alex, la început. La Curtea de Argeș, în plină epidemie de ciumă neagră, la mijlocul secolului al XIV-lea, se zugrăvea în stilul renașterii paleologice Biserica Sfântul Nicolae Dumnezeu, incontestabil cea mai valoroasă frescă din România și astăzi.
Un astfel de heruvim apare în scena cu ridicarea la cer a Maicii Domnului și eu sunt bucuros că Ioana, colega mea, a reușit să aducă în fața dumneavoastră un astfel de heruvim care reprezintă trecerea către viața veșnică. Este foarte important să înțelegem și simbolistica din aceste imagini, nu numai să admirăm frumosul. Ioan este foarte talentat, o cunosc dinainte de a fi salariat al Muzeului Municipal, așa să vă destăinui cât de mult muncește. La un moment dat, când era ea mai pruncă, a reușit într-un an un maraton artistic, în sensul că a pictat 365 de tablouri în 365 de zile. Sincer să fiu, când a terminat acest maraton, cei care au dracu cu ea. Așa de slabă era, sărăcuța, de-abia își mai trăgea suflet. Dar a muncit enorm și a dovedit putere de muncă, talent, concentrare. Pentru că acele tablouri nu erau făcute doar de dragul de a fi făcute, ci reprezentau emoții artistică, reprezentau foarte mult talent. Zestrea este parte a vieții cotidiene, iar în satele și obștele de Moșneni, în special din Argeș și Mușcel, au avut un rol extrem, extrem de important. Și pentru cei care au timp și răbdare, le recomand cartea despre obștele moșnenești ale domnului profesor George, un prieten bun și care a fost aici la Cântul numeroase emisiuni să prezinte această carte minunată. George este doctor, este doctor în istorie, predă la liceul din Domnești, deci iată tot pe plaiuri mușelene și cunoaște această zonă extraordinar de bine. Atât aș mai vrea să spun în încheiere că Ioana merită din plin aplauzele noastre, a muncit toată iarna pentru această expoziție, deși nu e tocmai simplu, trebuie să lucreze și la muzeu, să se ducă acasă să-și crească fetița și cu toate acestea își face timp să lucreze și să aducă frumosul în fața noastră. Mulțumesc, Ioan! Mulțumesc, mă bucur mult să fiu aici și o să citesc câteva din gândurile mele legate de această expoziție, pentru că de fiecare dată am emoții și e mai bine așa. În contextul artistic, zestrea poate fi, metaforic vorbind, moștenirea culturală pe care artistul o lasă lumii întregi. Zestre pot fi și obiceiurile și tradițiile pe care străbunii ni le lasă nouă spre a le păstra și valorifica în contemporaneitate. Astfel, grafica pe care o puteți vedea pe simezele expoziției are ca nucleu tematic familia, din care derivă și tema maternității, reprezentată sub diverse forme. Sursa de inspirație pentru o parte din lucrări este creația Brâncușiană, simbolul infinitului, sculptura Cocoșul, domnișoara Poganii. Femeia este văzută ca un izvor al vieții, din care își trage seva întreaga natură, micro-univers ce dă naștere întregului, deasupra căruia tronează aștrii cerești, soarele și luna. Ziua și noaptea îmbărățișează infinitul într-o perpetuă ciclicitate, imaginea vieții măsurată în timp. Reprezentările inspirate din folclor au ca tematică tradiții și obiceiuri împământenite în folclorul românesc. Sărbătoarea dragobetelor, dansul paparudelor, ora, nunta. Zborul sau pasărea devine de asemenea simbol și inspirație sub diverse forme, aripile ne poartă spre alte lumi sau o protest viața abia creată. Pictura pe pânză se încadrează în aceeași sferă conceptuală, dar ca mod de exprimare, tușa penelului pe pânză este una mai laborioasă, ca o trecere de la ludicul acuarelei la expresivitatea culorii păstoase. Portretele de mântre, care își poartă portul popular, se alătură compozițiilor ce au ca element central țesăturile populare din diverse regiuni ale țării. Expoziția de față se dorește a fi o revelare a universului folcloric autohton, dar și o călătorie imaginară într-o lume ce constituie însăși esența vieții, prin bogăția spirituală și culturală pe care o oferă. În încheiere, aș vrea să adresez mulțumiri domnului viceprimar, doamnei primar, stimatei doamne primar, vă onorează prezența dumneavoastră aici,
Muzeului Municipal Câmpul Lung, care a făcut posibilă ca această expoziție să fie prezentă astăzi pe Simeze, domnului director Alexandru Oprea, pentru implicarea sa activă, în forță, zi de zi, aproape în ultimele două luni, în organizarea acestei expoziții. Sigur, Muzeul Municipal Curtea de Argeș și pentru tot sprijinul pe care mi-l oferă, sunt angajat acolo și nu numai. Domnul Ștefan Dumitrache vorbea despre o expoziție care a avut loc acum 10 ani. Nu sunt așa de tânără cum par, dar mulțumesc oricum. Sigur, mulțumiri și doamnei Mirela Ștefănescu, care este critic de artă și doctor în arte vizuale. Am avut o colaborare, o să vedeți cei care aveți catalogul acestei expoziții, cu doamna Emanuela Cernea, de care domnul Oprea vorbea, care este istoric de artă medievală la Muzeul Național de Artă al României și a reușit, printre picături, să scrie câteva rânduri despre această expoziție. Mulțumesc, n-aveam cum să uit, mi-am notat totuși, mulțumesc familiei mele, soțului meu și mamei mele, fără de care n-aș fi putut să lucrez, având în vedere că am și o fetiță de 2 ani. Îi mulțumesc și ei pentru că este o sursă de inspirație continuă. Și vă mulțumesc dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc, când a venit vorba de familie, emoțiile m-au năpădit. Vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor celor prezenți. Vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Sper să rămânem sănătoși și să ne vedem la expozițiile viitoare. Vă mulțumesc!